Bine v-am găsit, stimați telespectatori, sunt Liviu Dumitraș cu gazda dumneavoastră. Pentru seara aceasta, etapa aceasta de concurs se desfășoară altfel decât de obicei. Nu ne aflăm în studioul de filmare de la Speranța TV, ci ne aflăm într-o biserică adventistă din Piatra Neamț. Suntem într-o biserică foarte frumoasă și cu ocazia aceasta, iată, am început deplasările în țară cu această ediție de concurs. Pentru ca să știm în casa cui ne aflăm, bineînțeles că ne aflăm în casa lui Dumnezeu, dar este un pastor care slujește biserica aceasta, pe membrii ei, am să-l invit aici, pe podium, pentru a-i mulțumi în primul rând și apoi a-i adresa o întrebare sau două. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Este pastorul Emilian Dospinescu, care slujește biserica din Piatra Neamț de câți ani? Un an și o lună. Trebuie să-i mulțumim pentru că a dovedit multă bunăvoință invitându-ne aici pe Meleaguri Moldave. Și iată, avem și enoriașii sau creștinii care beneficiază de slujirea ta. Cărui fapt se datorează venirea noastră aici? Ne bucurăm foarte mult că v-am invitat și noastră ne-ați făcut o surpriză mai mare decât a venit doar noastră singur. Ați venit cu întreaga echipă de la Speranța TV și ați vrut să ne și bucurați ajutându-ne pe noi să participăm la acest concurs în direct, nu numai de acasă, văzând la TV. Este posibil ca unii dintre cei care se află în bănci să-și aibă hârtiile și cu pixurile cu ei? Am certitudinea. Mulți de aici sunt îndrăgostiți de Biblie, de emisiunea noastră și le place să răspundă chiar înaintea concurenților. Am văzut chiar prin primele rânduri și nu numai, deja sunt pregătiți. Culmea ar fi ca cei din bănci să facă un punctaj mai bun decât cei de la pupitre. Ar fi posibil lucrul acesta? Cu siguranță. Cu siguranță. Și în acest caz, ce facem? Vom oferi premii celor care sunt aici în sală. Da? Sunteți pregătiți? Eu sunt pregătit doar pentru cei care au avut curajul să se așeze la un pupitru. Ne pregătim. Ne pregătim. Mulțumesc mult pentru bucuria pe care ne-o faceți de a fi aici, în locul acesta atât de frumos, atât de bine amenajat și în care se cheamă numele lui Dumnezeu. Mulțumim. Noi mulțumim. Stimați telespectatori, permiteți-mi, vă rog, să vi prezint pe cei 7 concurenți. Am venit la ei acasă pentru că unii dintre ei s-au codit să mai vină la București, din diverse motive. Unii invocă sănătatea, alții invocă preocupările, alții au alte motive, așa fel încât ne aflăm aici. Printre cei 7 sunt câțiva foarte buni. Sper, din toată inima mea, ca toți să meargă mai departe. Primul concurent este Nelu. Acum nu mai pot să spun, Nelu, bine ai venit la Speranța TV, bine te-am găsit. Și bine ați venit la noi acasă. Sigur. Nelu, eu știu că te-ai calificat vreo câteva etape după care n-ai mai venit. În 3 etape m-am calificat. 3 etape. Da. Și după a treia etapă ai făcut sub 22 de puncte? Nu, n-am mai venit. N-ai mai venit? N-am mai venit. De ce? Te-ai îmbolnăvit? Nu. Nu. De neglijență. Neglijența. E păcat. Și am zis că dacă se ivește ocazia, să o iau de la început. Ești hotărât pentru astăzi să... Minim 21. Cam un tovarăș în sală care mă ajută cu 22. Foarte corect, stimați telespectatori, pentru că de data aceasta, având în vedere faptul că ne aflăm în deplasare, nu vom mai suna niciun prieten. Dacă vreunul dintre cei 7 concurenți are 21 de puncte la finalul acestei etape, va numi pe cineva din sală care, știu eu, l-ar putea ajuta și căruia noi îi adresăm o întrebare. Dacă va ști, trece el. Dacă nu va ști, pleacă amândoi. Următorul este vecinul de pupitru, Dan. Dacă mi-aduc bine aminte, tot așa a stat și la Speranța TV, nu? Tot așa. Dar parcă era trei. Pe ușor. Da? Tot așa s-a întâmplat și la tine.
Tot așa s-a întâmplat și la tine, Dane? Te-ai calificat și ne-ai dat bir cu fugiții? Nu, eu am participat de 3 ore. A 3-a oară m-am sclintit puțin, un picior, și acum am revenit, după ce m-am vindecat. Da, e problemă cu gleznele. Da. Da. Succes și lui Nelu și ție, Dane. Mulțumesc. Estera, bine te-am găsit. Bine ați venit și dumneavoastră în Moldova. Bine am venit în Moldova, dar tu ești nouă în concursul ăsta, da, nu? Da, nouă, da. Nouă? Nouă, da. Și câte puncte o să faci? Nu vă pot spune. Nu? Am un coleg care spune că face 31 din 30. Nu spun nimic. Care e cartea ta preferată din Sfânta Scriptură? E greu să spun care e cartea mea preferată, că este istoria începutului Iov, este cartea lui Daniel. Deci ai mai multe cărți preferate, dar un personaj biblic. Un personaj pe care îl iubești și cu care te asemeni. Care este? Un personaj biblic. Să spun numele meu. Estera. Succes, Estera. O împărăteasă e și tu acasă la tine. Fiecare trebuie sigur să fie. Succes. Mulțumesc. Lidia, surpriză mare. Bine te-am găsit. Bine ați venit și... Bine. Cred că telespectatorii își aduc aminte când ai făcut 29 de puncte? Nu, 27. 27 și erai tare nemulțumită că... Nemulțumită pentru că am greșit la niște întrebări care erau foarte simple și foarte ușoare. Dar și așa care se întâmplă. N-ar fi trebuit să greșesc. Dar azi te-ai hotărât, nu greșești. Sperăm. Sperăm. Succes, Lidia. Mulțumesc. Denisa, tu ești o prezență nouă la Speranța TV și la Cerceta Scripturile. Ce te-a făcut să te înscrii în concurs? Am urmărit mai multe etape în anul trecut și am vrut să testez și eu cunoștințele. Și ți-ai dat seama că e ușor. Nu e ușor? Vedem. Succes, Denisa. Ștefan, o altă prezență destul de deasă la Speranța TV. Bine te-am găsit. Câte etape ai fost? Bine ne-am întâlnit. Trei etape. Și ca și Dan, a fost o problemă cu un picior? O problemă mică. O problemă mică. Un dege de la ți-a răsturnat o buturgă mare. Succes, Ștefan. Și Ioan, care este nou în concurs. Prima dată. Pentru prima dată. Da, foarte bine pregătit. Vedem? Să vedem. Să vedem, stimați telespectatori, pentru că avem bătălii de dus în seara aceasta și concurenții noștri deja s-au pregătit cu hârtie, cu marker și n-au decât descris una din cele 3 litere. A, B sau C. Un lucru foarte simplu la urma urmei. După foarte scurtă pauză, începem practic citirea întrebărilor aferente acestei prime părți a concursului din această seară. Așadar, începem concursul și avem prima întrebare. Primele 5 întrebări fac parte dintr-un subcapitol cu titlul Cap sau Capete. Mare atenție, puteți vedea întrebarea și acolo, pe videoproiector, așa că în 15 secunde chiar aveți timp să scriți una dintre cele 3 litere din alfabet. Conform cu Matei, capitolul 27... După ce i-au schimbat haina și i-au pus o cunună de spin pe cap, cu ce îl băteau în cap pe Domnul? A. Cu o nuia. B. Cu o trestie. C. Cu palmele. Timpul a expirat. Aș dori să văd răspunsul vostru. Nelu crede că îl băteau soldații cu palmele în cap. Dan crede că era bătut cu o trestie. Estera, vrem să vedem ce ai scris. Nelu ține foaia sus.
mai mare. Cât e foaia de mare? Deci varianta B cu o trestie. Lidia, și tu crezi că îi dădeau în cap cu trestia. Și Denisa la fel, și Ștefan la fel, și Ioan la fel. Nelu. Ai răspuns bine? Nu știu. Nu? Nu știu. Nu știi? De data aceasta, Dan, Estera, Lidia, Denisa, Ștefan și Ioan au răspuns? Bine. Corect, spun și spectatorii noștri. Da. Sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești sunt greu de oprit. A doua întrebare. Conform cu Fapte, capitolul 18 cu 18, unde și-a tuns capul apostolul Pavel în urma unei juruințe? A. În Corint, B. În Efes, C. În Kencrea. Timpul a expirat, vrem să vedem sus, Estera ține așa, uită-te la vecini și ține și tu la fel ca ei. Nelu a ales varianta C, Kencrea. Dan la fel, Estera la fel, Lidia de asemenea, Denisa întocmai, Ștefana Idoma și Ioan la fel ca ei. La fel de bine. Iată că și-a revenit și Nelu. A treia întrebare. Conform cu Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 1, unde s-a ridicat, de unde s-a ridicat fiara cu 10 coarne și 7 capete? A. Din pământ. B. Din mare. C. Din adânc. Nelu, de unde s-a ridicat fiara? Din mare. Din mare. Vecinul Dan spune că din pământ. Estera spune că din mare. Lidia crede că din pământ. Denisa, din pământ. Ștefan, din mare. Ioan, din mare. Vă rog să țineți hârtiile până terminăm evaluarea răspunsurilor voastre. Deci avem câteva răspunsuri, 4 din mare, Nelu, Estera, Ștefan și Ioan, și 3 din pământ, Dan, Lidia și Denisa. Cine are dreptate? Cine e foarte sigur pe răspunsul lui? Da? Și ce, Lidia nu este? Dar nu din pământ s-a ridicat. Nu din pământ s-a ridicat? Da. Fiara cu două coarne. Fiara cu două coarne care ca din pământ. Care semăna cu un miel. Asta înseamnă că Dan, Lidia și Denisa au răspuns? Greșit. Uită-te tu la ele și spune-le că au răspuns greșit. Au răspuns greșit. Da, uitați. Fratele vostru. Asta înseamnă că Nelu, Estera, Ștefan și Ioan au răspuns? Spune tu, Lidia. Corect. Corect. Din mare. Acestea știți că sunt doar întrebări de antrenament. Nu greșiți la ele. Că de-abia de încălzire sunt. A patra întrebare. După aflarea nenorocirilor întâmplate, ce se spune în Iov 1 cu 20 că a făcut acesta, Iov, printre altele? A. Și-a tuns capul. B. Și-a ras tot părul de pe corp. C. Nu s-a mai ras și nu s-a mai tuns în semn de doliu pentru copiii lui. Nelu, ce-a făcut Iov? Și-a tuns capul. Și-a tuns capul.
ca noi doi. Dan. Și atuns capul. Și atuns capul. Estera, la fel. Lidia, la fel. Denisa, la fel. Ștefan, la fel. Și Ioan. Același răspuns bun. Și atuns capul. Oare de ce asta, Ștefane, oamenii când au un necaz nu se mai tun, nu se mai bărbieresc, rămân așa mai lățoși? Fac economie. Da? Păi nu știu dacă fac economie, dar ei spun că prin aceasta arată că sunt triști. Iar atunci, exact, dandoasele era. Când erai amărât și trist, te râdeai. Așa era cultura. Așa era cultura. Cultura, tradiția. Sigur, că ei atunci purtau și barbă și plete. Da. Și atunci când te rădeai, însemna că ai o problemă. Da. Astăzi e exact invers. Apropo, știți că în semn de doliu numai românii sunt cu negru. Când au un deces în familie. A cincea întrebare, stimați telespectatori și dragi concurenți, ați început să vă reveniți. Conform cu cele scrise de Ezechiel, capitolul 8, cu versetul 3, acest profet avea păr pe cap? A. Da. B. Nu. C. Nu există vreo referință cu privire la acest lucru, dacă avea sau nu avea. Nelu avea păr pe cap? Da. Acest profet? Da. Și tu, Dane, crezi da. Că avea? Și Estera spune că da. Și Lidia? Da. Denisa spune că nu este specificat este. Acest lucru. Este. Și Ștefan? Și-a smuls părul. La fel. Și Ioan? La fel. La fel, că nu scrie dacă avea sau nu avea. Numai că el spune la un moment dat că m-a luat de... Zulu. Cred că era creț. Cred că Zulufine era păr, poate. Bine, Ștefane. Asta înseamnă că Nelu, Dan, Estera și Lidia au răspuns corect. Profetul spune că l-a apucat de Zulufi capului. Când i-a spus să tundă și avea să tundă dacă nu avea. Da. Să-l măsoare, să-l împacă pe și acum să vedem câteva întrebări de la telespectatori, că ei stau acasă, exact cum stau și distinșii noștri colegi în bănci. Stau acasă, citesc Biblia și cum pun întrebări și când găsesc una mai delicată, o trimit la noi și noi o coafăm puțin și vă adresăm dumneavoastră. Sunt întrebări simple, simple. Răspunsurile sunt grele. A șasea întrebare vine de la Steluța din Roma. De acolo se vede Speranța TV, vă salutăm, doamna Steluța, în Italia. În Ieremia 13, cu versetul 4, citim: ia brâul pe care l-ai cumpărat și pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, du-te la Eufrat și ascunde-l acolo. Unde să ascundă acest brâu care reprezenta poporul ales? A. La izvor. Izvorul Eufratului. B. În crăpătura unei stânci. C. În nisip. Nelu, unde să-l ascundă? Crăpătura unei stânci. Și tu, Dane, crezi că tot da, așa? Da. Și Estera mi-arată numai mie. Asta nu vă arată. Așa. Și Lidia crede că tot în crăpătura unei stânci și Denisa la fel și Ștefan la fel, iar Ioan crede că l-a ascuns în nisip. În nisipul de pe malul Mării Eufratului. De Eufratul meu. Mare, e un râu. Da, Ioane? Eufratul e un râu, nu-i mare. Ai 6 felicitări la tine? Ai? Nu, dar am gură. Ai gură? Felicitări. Partea ta dreaptă, din pupitru în pupitru. Pentru că Nelu, Dan, Estera, Lidia, Denisa și Ștefan au răspuns corect, doamna Steluța a dat o întrebare grea pentru tine. Dar nu-i nimic, te revanșezi. Eduard Gheorghiță din Sibiu are 13 ani. Te salutăm, Edi, citește bine Sfânta Scriptură și te așteptăm la concurs.
ne dă a șaptea întrebare. În Apocalipsa, capitolul 4, auzi, copil de 13 ani, citește în Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 4, citim despre niște făpturi vii, plin cu ochi de jur împrejur și care stăteau în fața scaunului de domnie și strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Câte astfel de făpturi vii se aflau acolo, în jurul scaunului de domnie? A. 4. B. 7. C. 12 făpturi vii. Nelu, câte făpturi erau? 4. 4. Și Dan crede? 4. La fel. Și Estera? Tot așa. Și Lidia? Tot 4? 4. Sigur? Da. Denisa, 4? Da. Și Ștefan? Și Ioan? Și. Mie îmi place când vă reveniți, când așa, de la Nelu până la Ioan, e același răspuns. Bun, felicitările noastre. Mai avem 3 întrebări. 8, 9 și 10, după care aflăm ce ați agonisit. Gabriel Bănici din Ceaușu de Câmpie, Mureș. Gabriel este unul dintre cei care trimit întrebări, dar a venit și în platou. Conform cu Fapte, capitolul 24 cu 26, cum se numea acel stăpânitor care îl ținea închis pe Pavel în speranța că acesta îi va da bani ca să iasă din închisoare? A. Festus, B. Felix, C. Agripa. Nelu, cum se numea? Felix? Felix. Nu sunt sigur. Se vede. Dane, la justul? Tot Felix așa se numea? Felix, da. Și Estera? Crezi că Felix? Da. Lidia, Festus. Denisa, Felix. Ștefan, Felix. Și Ioan, Felix. Lidia, tu ai împărțit 3 la stânga, 3 la dreapta. E ca tine sau ca ei? Nu sunt sigură. E Felix cu Cleopatra sau Festus cu Agripa? Și Berenice. Felix. Cum? Felix. Felix cu soția lui care se chema? Iudeica. Și era? Iudeica. 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 Pentru tine e simplu, Lidia. 3 la stânga, 3 la dreapta. Felicitări. Da. Pentru că Nelu, Dan, Estera, Denisa, Ștefan și Ioan au răspuns corect, stimați telespectatori. O să chem eu pe cineva de la dumneavoastră de acolo să văd câte răspunsuri exacte ați dat. Tare am vrea să știu. Nu? Mai multe. Tare am vrea să știu. Tare am vrea să chem să vedem noi pe hârtiuțele acelea câte au dat bine, nu? Că ei n-au emoții. Sigur. Aici e problemă. A noua întrebare vine de la Mihai Cristea din Bărăștii Hațegului, Hunedoara. În 1 Împărați 22 cu 39 citim despre o casă pe care și-a dizidit-o Ahab împreună cu multe cetăți. De ce era această casă atât de specială? A. Era din aur curat de ofir. B. Era din marmură albă. C. Era din fildeș. Nelu, de ce era casa aceasta atât de specială? Pentru că era din fildeș. Este singura casă amintită din fildeș, făcută de Ahab. Dane? Așa este. Nu e așa că pământul se învârte? Așa este. Estera? Da? Din fildeș? Lidia, fildeș? Denisa, fildeș? Ștefan, fildeș? Ioan? Aur. Aur 99,9 puritate, aur de ofir.
Da? Da. Asta înseamnă că toți ceilalți concurenți au răspuns? Felicitări. A, da? Da. E în regulă, îi felicităm și noi pe Nelu, Dan, Estera, Lidia, Denisa, Ștefan, care au citit despre faptul că Ahab și-a zidit o casă din, și-a construit o casă din Fildeș. Acum nu știu câți elefanți o fi omorât. Destui. Destui. Dacă erau organizațiile acestea de protecție animalelor, cum sunt și astăzi. A 10-a întrebare. A 10-a întrebare vine tot de la Sibiu. Andrei Căpățână. Așa cum scrie în Numeri 8:24-25, la ce vârstă ieșeau leviții din slujbă? A. La 50 de ani. B. La 60 de ani. C. La 65 de ani, cum se iese și azi la pensie. Să vedem. Nelu, la ce vârstă? La 50 de ani. 50 de ani. Tu câți ani ai? 60 și... Da. Dan, sau 36. La 50? 50. Și câți ani ai? Trecut puțin. Trecut 52. Puțin. Deci ai cam ieșit și tu, dar după răspunsul pe care le-a dat. Estera crede că tot la 50 de ani. Lidia crede că la 60 de ani. Denisa la 50 de ani. Adică la 50 de ani crede că ieșeau leviții din slujbă, Ștefan la fel și Ioan la fel. Până la urmă, care este răspunsul corect, Lidia? Așa mi-am al tău sau al lor? Așa mi-am amintesc că de la... La ce vârstă intrau în slujbă? La 20 de ani. La 20 de ani. Da? 30 de ani din după bunici. Așa mi-am amintesc. După părerea voastră, Lidia spune că mai mulți. 40 de ani. Cum o fi? Eu așa mă amintesc. La 50. Ieșeu la 50. La 50 de ani? Da. Asta înseamnă că Lidia a răspuns greșit? Din păcate. Nelu, Dan, Estera, Denisa, Ștefan și Ioan au răspuns? Corect. Cum au răspuns? Corect. 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 Ce ne facem? Ce să ne facem? Întrebăm? Colegii, câte puncte ați acumulat fiecare dintre voi? Să auzim. Nelu are 9 puncte. Dan are 9 puncte. Estera are 10 puncte. Lidia are 7 puncte. Denisa are 8 puncte. Ștefan are 9 puncte. Ioan are 7 puncte. Stimați spectatori, au agonisit fiecare dintre ei destule răspunsuri corecte, ceea ce le oferă speranța că vor putea trece mai departe în cea de-a doua etapă a concursului nostru. După o foarte scurtă pauză, revenim cu cea de-a doua parte a concursului din această seară. Pentru aceia dintre dumneavoastră care ați venit acasă mai târziu, știți că puteți revedea duminica la ora 14, emisiunea în integralitatea ei sau pe adresa www.speranța.tv.ro, intrați în arhivă și acolo puteți vedea și din ediția 2011-2012 emisiuni, multe, multe, pentru ca să vă pregătiți, pentru ca să veniți la unul dintre pupitrele care sunt așezate la acest concurs și să vă verificați cunoștințele de Biblie. Revenim imediat! Am revenit, stimați telespectatori, și vă rog să-mi permiteți să vă spun că aceasta este prima ediție a concursului Cercetați Scripturile de anul acesta, pe care nu o filmăm în studioul Speranța TV. Este o mare surpriză și o mare bucurie în același timp să ne aflăm la Piatra Neamț, în inima Moldovei, acolo unde am fost invitați de pastorul Emilian Dospinescu și de Biserica Adventistă, care, iată, se strânge în această clădire atât de frumoasă, care este dedicată lui Dumnezeu.
Ne-am bucurat ca în continuare cei care cochetați cu ideea de a participa la acest concurs să luați decizia hotărătoare de a vă înscrie la numărul de telefon 0741 137 090. Pentru această seară, spuneam, este o seară specială, este prima dată când avem și spectatori, ca să-i numim așa. De fapt, ei sunt membrii bisericii care au venit să se roage, să se închine în locul acesta, dar iată, să și asiste la această etapă de concurs, care este altfel. Pentru că vom mai filma încă una tot în locul acesta, după care veți avea bucuria să vizionați două etape de concurs filmate în Biserica Adventistă din Craiova, strada 24 ianuarie, numărul 2. Toți aceia dintre dumneavoastră care vă gândiți, din Craiova fiind, adventiști, baptiști, evanghelisti, penticostali, nu contează ce credință aveți și la care biserică mergeți, puteți să vă înscrieți la numărul de telefon pe care tocmai l-am spus, 0741 137 090. Dacă sunteți din Craiova sau din zonele adiacente, locurile sunt limitate. După cum vedeți, avem doar 7 pupitre, așa că la Craiova o să filmăm 2 emisiuni. Asta înseamnă că sunt 14 locuri disponibile. Nici nu mai știu câte ori mai fi disponibile. Așa că repede formați și înscrieți-vă la concurs. Pentru aceia dintre dumneavoastră care ați deschis televizoarele mai târziu, vă rog să-mi permiteți să vi prezint încă o dată pe cei 7 concurenți. Mare parte dintre ei au mai fost la concursul de anul trecut și au realizat punctaje formidabile unii dintre ei. Unii au obosit pe traseu, alții s-au împiedicat, iar alții, adică cei care au venit de prima dată, sunt foarte bucuroși și speră să realizeze un număr cât mai mare de răspunsuri exacte. La primul pupitru este Nelu, apoi Dan, Estera, Lidia, Denisa, Ștefan și Ioan. Vă rog să-mi permiteți în minutele următoare să citesc următoarele 5 întrebări care au ca titlu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A 11-a întrebare. În relatarea lui Luca despre învierea fiicei lui Iair, ce poruncă le-a dat Domnul părinților fetiței după ce a înviat-o? A. Să nu mai păcătuiască. B. Să-i dea mâncare. C. Să aibă grijă de ea. Nelu, ce poruncă a dat Domnul părinților? Dați-i să mănânce. Dați-i să mănânce. Să-i dea de mâncare. Să-i dea de mâncare. Estera? La fel. Lidia? La fel. Și Denisa crede că Domnul le-a spus să-i dea de mâncare fetiței. Și Ștefan la fel. Și Ioan? La fel. Același răspuns. Felicitările noastre. Ați început foarte bine. Țineți-o tot așa. O întrebare. De ce le-a zis Domnul să-i dea să mănânce? După ce ești mort, când revii, ai foame? Dar de ce, Ioane? Ca să... Eu știu, nu știu. Ca să arată că este o realitate. Nu știu, vedească că-i vie. Mănâncă. Da? Că nu-i un duh, așa, nu? Corect. Duhurile nu mănâncă? Duhurile nu mănâncă. Nu mănâncă. Chiar Domnul Iisus, după înviere, când s-a prezentat în fața ucenicilor, ei s-au speriat. De ce vă îngroziți? Deci aveți ceva de mâncare și a mâncat în fața lor un fagure și o bucată de pește. Mm-hmm. Foarte bine. Foarte bine. Deci cei care înviază cer de mâncare. Dar mă gândesc, Lazar, după ce a fost el mort 3 zile, o fi mâncat și el? Nu. Nu o să spun. După ce a înviat, nu, când a fost mort. Dar fetița n-a cerut de mâncare, a spus, dați-i de mâncare. Ea n-a cerut de mâncare. N-a cerut de mâncare. Lazar era mai
Era normal. Mm-hmm. Așa, da, așa. A 12-a întrebare. În Ținutul Gherghesenilor, Domnul vindecă un demonizat care locuia în morminte și umbla fără îmbrăcăminte. Câți demoni, spune Luca, intraseră în omul acela? A. Unul. Era demonizat. B. Mai mulți. C. 40 de demoni. Câți, Nelu? Mulți. Mulți. Dane? Mulți. Estera? Mulți. Mulți. Lidia la fel, Denisa la fel, Ștefan la fel, Ioan la fel. De unde știm lucrul acesta? Pentru că au intrat în porci. A spus el, suntem mulți, legiune, care ți este numele? Legiune, pentru că suntem mulți. Așa este, era. Așa scrie. Nu scrie că erau nici 40, nu. Niciun. Mulți. O legiune, mulți. O legiune era cam din 12. Cam cât? 12.000. Așa se spune, sau 6.000? 12.000, cam așa. 12.000. 12.000, așa se spune. Nu este sigur, dar așa. Legiunea romană. A 11-a germina, nu? Sau cât a fost în Dacia? Nu? Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Să mergem mai departe, că timpul este limitat la această emisiune a 13-a întrebare. În Matei, capitolul 26, ne este înfățișată o audiere a Domnului, urmată de acuzația de hulă, când el afirmă divinitatea sa. În urma acestui lucru, cineva își sfâșie hainele. Cum se numea acesta? A. Ana. B. Caiafa. C. Pilat. Nelu, cine și-a sfâșiat hainele? Caiafa. Caiafa. Și Dan crede la fel, și Estera la fel, și Lidia crede că tot Caiafa a fost acela, și Denisa, și Ștefan, și Ioan. O fi bine? O fi. Da. Foarte, o fi. Foarte bine, Ioane? Ana era socru, Pilar. Era acolo. Caiafa era mare preot în anul acela și el conducea... Și numai el avea voie să-și sfâșie hainele. El, ca mare preot, nu avea voie niciodată să-și sfâșie. Niciodată să-și sfâșie hainele. Nu avea voie. Dar voi aveți voie să răspundeți corect. Da. Da. Felicitările noastre. Mulțumim. De aici vine vorba de la... De Ana la Caiafa. Nu? Când ești plimbat. Așa cum este relatat în Matei, capitolul 20, de câte ori a ieșit stăpânul viei să-și tocmească lucrătorii? A. De 5 ori. B. De 4 ori. C. De 3 ori. Nelu, de câte ori? De? Cred că am greșit. 4 ori. De 3 ori. Dan crede că de 4 ori. 4 ori. Estera? De 4 ori. Lidia crede că de 5 ori. Și Denisa crede că de 5 ori. Ștefan crede că de 4 ori. Și Ioan? De? 5 ori. De 5 ori. Țineți foile sus, că aici avem discuții mari. Să începe cu Nelu, că el e minoritar. Dacă n-ai fi răspuns de 3 ori, cum crezi că ar fi... A, e bine de 3 ori? La 9-lea, 6-lea, 9-lea. Prima oră de dimineață. La 11-lea. Să vorbim cu Nelu, da? Deci e bun răspunsul tău? Nu. Nu? Nu. Dar dacă n-ai fi dat răspunsul acesta, ce răspuns ai? B-ul, nu? Da. La fel ca vecinul. Ca vecinul Dan, vecina Estera, Ștefan și cam atât. Dane... Ceasul al 6-lea, al 9-lea, al 11-lea, așa ieșit și în ceasul al 12-lea. Nu mai spun eu. Să să-i plătească. Nu, Estera, luminează-ne tu. Păi des dimineață, nu se spune ceasul. Așa. La al 9-lea. Deci de dimineață, după aia la al 9-lea, da, al doua oară.
Apoi, deci la al șaselea și al 11-lea. A, de 4 ori. 4 ori. Ștefan, așa e, nu? Da. Sunt sigur? Nu e sigur, dar atunci hai să le socotim. Prima dată când ai? Deci dimineața. La ceasul la șasele. Deci de dimineață. Deci dimineață, nu spune ceasul, la al șaselea. Dimineață, al șaselea, al 9-lea și? Al 11-lea. Deci ei au răspuns bine, Ioane? Deci avem acum pe Dan, Estera și Ștefan, care spun că de 4 ore a ieșit. Lidia, Denisa și Ioan, care spun că de 5 ore a ieșit. De 5 ore. Să întrebăm publicul? Da. Întrebați. Da? Ia să vedem. Dumneavoastră, de câte ore a ieșit stăpânul vie să-și tocmească lucrătorii? De 4. De 4 ori. Este cineva de altă părere? Nu. Asta înseamnă că Dan, Estera și Ștefan au răspuns? Corect. Greșit. Pentru că a ieșit de dimineață, a ieșit la ceasul al 3-lea, la al 6-lea, la 9-lea și la al 11-lea. Felicitări Lidia, Denisa și Ioan. Nelu, bine că ai dat ce, că și B era greșit. Așa scrie. Poate studiem mâine lucrul acesta împreună. A 15-a întrebare. În care capitol din Matei se află rugăciunea Tatăl nostru rostită de însuși Mântuitorul? A 5, B 6, C 7. Estera, tu o ții pitită foaia? Nu. 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 Păi dacă facem, cum se numește, Dani, o panoramare, nu? Vedem că toți au dat răspunsul, varianta B. Corect. Capitolul? 6. Cred că și cei din bănci la fel. Eu nu știu dacă au ghicit. O fi pe ghiceală la concursul ăsta, Ioane? Nu. Știu foarte bine. Știi? Nu? Dar n-au curaj să vină aici. Nu. Asta e. Bravo vouă. Stimați spectatori, suntem la mijlocul concursului și am vrea să știm, dumneavoastră vreți să știm câte... Da? Da? Să auzim. Nelu are 13 puncte. Dan are 13 puncte. Estera are 14 puncte. Lidia are 12 puncte. Denisa are 13 puncte, Ștefan are 13 puncte, iar Ioan are 12 puncte. E, de acu, dragilor, mai întrebăm la sfârșit. Ca să vedem care cum rămâne și, nu, se califică. Pentru că bucuria mea este aceea că dacă înmulțim oricare punctaj al vreunuia dintre voi cu 2, adică aveți același parcurs, mai așa, doar câteodată mai puglezna, vă calificați toți. Ar fi bine, Ioane? Da. Ar fi bine, nu? Da. Dar n-ar fi bine să te califici numai tu? Nu. De ce? Urât singur. Nu vreau să merg singur. Dar dacă ai fi mântuit numai tu, n-ar fi bine? Nu. De ce? N-are niciun farmec să fii singur în cer? Nu numai atâta, dar asta e rostul morții Domnului Hristos. Să fie cât mai mulți. Așa să fie. Amin. Și cu cei din bănci? Și cu cei. Chiar dacă n-au venit la pupitre? Chiar dacă nu. Îmi place creștinismul tău. Să venim acum 5 întrebări simple de la telespectatori. Știți că acestea sunt cele mai drăgălașe. Prima vine de la, adică a 16-a întrebare, vine de la un redutabil concurent care a ajuns până în finală. Marinel Mohora din Ulmeni, Teleorman. A venit și în ediția aceasta de concurs. În conformitate cu Luca la capitolul 3. Genealogia, știți acolo, Domnului Iisus Hristos. Care fiul al lui David este menționat în linia genealogică a Mântuitorului? A. Nathan. B. Solomon. C. Absalom.
Nelu. Solomon. Solomon, urmașul la tron. Dan. Solomon. Solomon, Estera. Solomon, Lidia. Solomon, Denisa. Nathan. Mai tare. Nathan. Ștefan. Nathan. Core. Datan. Nu, ăla e Datan. E Datan, Nathan și Abiram. Ioane? Solomon. Solomon. Așa este era? Da. Păi asta este fiul David. Sigur că da. Nelu, Dan, Estera, Lidia și Ioan au răspuns corect. Cum ai spus, Ștefane? Așa ai vrea tu? Să întrebăm pe cei din... L-am găsit pe Solomon acolo. M-am găsit în linia genului. Nu l-ai găsit pe Solomon? Păi nu el a fost urmașul la tron al lui David? Probabil. Deci să reluăm și să întrebăm pe cineva dintr-o bancă. Nelu, Dan, Estera, Lidia și Ioan, cum au răspuns? Păi vedeți că și ei sunt împărțiți. Dar nu și unul, Dan. Biblia spune corect. Biblia spune corect. Asta înseamnă că Ioan, Lidia, Estera, Dan și Nelu au răspuns? Spune tu, Dane. Corect. Greșit. Felicităm pe Denisa și Ștefan, pentru că Nathan, fiul lui David, este menționat în genealogia Domnului Iisus Hristos din Luca, la capitolul 3. Când îl întâlniți pe Marinel Mohora, o strângere de mână să-i pârie degetele de mulțumire. A 17-a întrebare. Atenție mare! Vine de la Vasile Tomoioagă Znidă, din Moisei, Maramureș. Am fost pe acolo. Frumusețe rară, Maramureș. Moisei, Vișeu, Poenile de sub munte, Sighet, Leordina, comunități puternice. Cităm. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a Idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Unde găsim acest verset? A. Evrei 11, B. 1 Corinteni 15, C. Matei 24. Nelu, ce răspuns ai ales? Matei 24. Matei 24. Dan, Matei același 20. Răspuns. Estera, la fel. Lidia, la fel. Denisa, la fel. Ștefan și Ioan, același răspuns. Dar așa când deschizi Biblia, dacă e tot Matei 24, unde e situat textul acesta așa? Partea de jos, în partea de jos. Pagina din dreapta, partea de jos. Partea de jos, pe ultimele versete. Da. Am înțeles. Deci și cu memoria vizuală stați bine, numai cu... Cealaltă. Felicitările noastre, dragilor. Mulțumim și domnului Vasile. Cum? Ne încurajează publicul. Vă încurajează, adică vă arată A, B sau C, nu? Ne susține. Se roagă pentru susține. Noi. Bine. De la Râmnicu Sărat, Buzău, vine o întrebare de la Gheorghe Pătrașcu. În Geneza 17 se relatează despre schimbarea numelui lui Avram în Avraam. Se mai pune un an mic acolo. Câți ani avea acesta când i s-a schimbat numele? A, 80, B, 90, C, 99. Nelu, câți ani avea? 99. 99. Estera? A, Dan, tot 99. Estera? 90 de ani. Lidia? 99, crede că avea. Și Denisa crede că tot 99. Și Ștefan și Ioan? Tot 99? Precis. Estera, au greșit? Nu pot să afirm. Sau să infirm. Atunci ai răspuns bine? Sper, nu? La sute de ani l-a avut pe Isaac. Păi cum e? Luminează-ne.
Nu întotdeauna glasul mulțimii are dreptate. Nu? Eu zic 90. 90, nu? Și dintre cei din care stau comod și se amuză, pentru că ei n-au emoțiile voastre. Nu, n-au. Iar colegul meu le surprinde zâmbetul așa, cu toată gura. Acum, dacă s-au înscris, vedem, se califică, nu se califică, se fac de râs, nu se fac de râs. Câți ani avea Avram când a devenit Avraam, tatăl unei mari mulțimi? Câți ani avea, stimate? 99? De ce? Că sunt mai mulți cu 99 aici? A, da? Avem listă. Este. Este bine. Era să felicit și într-o parte și în alta. Și pe Nelu, și pe Dan, și pe Lidia, și pe Denisa, și pe Ștefan, și pe Ioan. Da. Din cauza asta. Din cauza asta. Să mergem la Macea, de unde este Cornel Dărvășan, pentru că avem acolo un om care citește Sfânta Scriptură, Pavel Crișan, și trimite plicuri mari. Mari așa cât încape foaia de A4. Dar vine la concurs? Nu. Cred că o să ne ducem noi peste el. Să-l vedem atunci. Ar fi bine. Da. Pavel Crișan din Macea, județul Arad. Vă dați seama, domnule Pavel Crișan, că nu o să putem adresa concurenților cele peste 1000 de întrebări pe care ni le-ați trimis. Dar alegem câte una așa, din când în când. Care dintre frații lui Iosif a fost încarcerat ca zălog până era adus Beniamin? A. Iuda. B. Ruben. C. Simeon. Timpul a expirat, Nelu a răspuns că ar fi Simeon, Dan la fel, Estera la fel, Lidia de asemenea, Denisa crede că tot Simeon și Ștefan și Ioan. De mult așteptam momentul acesta. Sigur e Simeon? Sigur. Da. Da? Da. Cât de sigură ești, Lidia, că e Simeon? Sunt sigur, pentru că așa mi-amintesc și cred așa că mi-amintesc bine că... Și m-am întrebat de ce Simeon. Și se pare dar că știi Simeon... că la vreo 3 întrebări ți-ai amintit greșit. Da, se poate, se întâmplă oricui. Așa, dar... și ce răspuns ai dacă ar fi Simeon? Mă gândesc că, după cât mi-amintesc, Simeon a fost cel mai plin de idei atunci când a fost vorba să-l prindă pe Iosif, să-l pună, să-l ducă, să-l vândă. Așa. Și probabil ca o recompensă... Avea imaginație, nu? Și... Dar nu era Ruben cel care răspundea? Dar nu era Iuda cel care a propus cu vânzarea? Nu, n-a fost Estera cel care a propus vânzarea, Iuda? Ruben a fost care a mijlocit ca să nu-l omoare. Ruben a vrut să-l scape și acum nu era el primul născut? Nu. Estera, dar cu cât să-i arginți l-au dat până la urmă? Tot, deci propunerea 20. Ca Iosif să fie vândut, tot de la Iuda a venit. Da. Tot 30 de arginți ca la Domnul? 20. Cât? 20. 20? Așa știu. Mai ieftin. 30? Nu? 20. 20. 20. 20. De mult așteptam să dați toți răspunsul corect. Da. Și acum a 20-a întrebare. După care vom lua o pauză bine meritată pentru concurenți. Cei care stau în bănci oricum sunt așezați la locul lor, nu stau în picioare, n-au probleme cu varicele. Alexandrina Păunescu din Alexandru Odobescu, județul Călăraș. Cităm. Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii de a-ți prefăcut judecata în o travă și roada dreptății în pelin? Unde găsim acest text? Osea 11 cu 1. B. Mica 5 cu 2. C. Amos 6 cu 12. Nelu, care este varianta corectă?
Eu am zis Amos. Între Osea și Amos, dar cred că Amos este. Da? Și Amos. Tu, Dane? Tot Amos? Și Estera crede că tot Amos? Lidia crede că este Osea? Osea. Și Denisa crede că e Osea și Ștefan Osea și Ioan Osea. Mie îmi place că v-ați sedimentat. 3-4. Ei, acum să începem discuțiile. Dar nu e Mica 5-2? Nu. Tu bine, e frate. Am zis că să introducem și un text pe care îl știți așa pe din afară ca să alegeți între A și C. E, da, care este răspunsul corect? Care e Ștefan? Că tu de obicei ești foarte hotărât. E posibil să fie și Amos. Și Amos, nu? Dar posibil era să fie și Osea. Osea era cu poamele, cu alții. Cu poamele, nu? Da, da. Și Amos? Nu, Amos era cu poamele. A, da? Da, de asta. Păi și cum e, Estera, tu cum zici? Nici într-un caz nu, Mica cu tot altceva scrie despre nașterea Domnului Iisus. Pentru că Nelu, Dan și Estera au ales varianta C, nu? Da. Da, Estera, ia să văd și știu că nu începe, versetul ăsta nu începe cu versetul 1 din Osea. Da, să văd și eu hârtia ta, să văd, să văd. Da, acum. Da, ne arăți? O arăt că nu. Așa, e bine, e bine. Denisa, tu ești tăcută. Osea nu începe cu versetul 1. Hai, spune tu. Nu cred că este în Osea. În Osea, nu? Da. 11 cu versetul 1. Așa mă amintesc. Cu odrazla, nu? Nu e cu odrazla? Nu e cu odrazla din Amos, din Osea? 11 cu 1? Nu, dacă e cu odrazla, nu e. Da, dacă e cu odrazla, nu e. Sigur. Asta înseamnă că Nelu, Dan și Estera au răspuns? Corect. Uitați-vă voi spre Pentru că știu, corect. Nici Osea nu începe cu versetul ăsta, nici Mica. Ioan vă și felicită, Estera, te-a felicitat, Ioan. Mulțumesc. Și Ștefan. Și eu. Și Denisa. Și eu, da, sigur. Și Lidia. Stimați-le spectatori, aceasta a fost cea de-a doua parte a concursului din această seară. Nu mai zic ce zicea bunica mea, că aș vrea să fiu o vrăbiuță, să mă duc acolo și să văd eu câte puncte a scris dumneavoastră pe hârtia dumneavoastră. Dar avem câțiva aici care sunt în bănci și vedem noi cum facem să aflăm câte puncte au realizat domniile lor, care stau comod pe scaune tapizate, nu au probleme cu emoțiile, se uită, mai zâmbesc, dar câștigul este de partea tuturor. În primul rând a concurenților, pe care trebuie să-i respectăm și să-i iubim pentru curajul lor. Pe planul 2, alături de dumneavoastră, spectatorii și telespectatorii. Luăm o scurtă pauză, după care revenim cu cea mai importantă parte a concursului, pentru că la sfârșitul acesteia vom vedea cine rămâne de căruță, cum se zice, și cine merge mai departe. Stimați telespectatori, am revenit cu cea de-a treia și ultima parte a emisiunii din această seară. Pentru aceia dintre dumneavoastră care încă vă gândiți să vă înscrieți, la sfârșitul concursului vă voi oferi încă o dată numărul de telefon la care vă puteți înscrie. Pentru că ediția de astăzi este cu totul specială. Ne aflăm într-o biserică adventistă și nu oricare, ci biserica adventistă din Piatra Neamț. De data aceasta avem 7 concurenți pe care vi voi prezenta din nou. Nelu, Dan, Estera, Lidia, Denisa, Ștefan și Ioan. Dar, cu totul inedit pentru Cerceta Scripturile, avem și public. Nu aplaud, se bucură, dar mulți dintre ei au hârtiuța și pixul sau creionul ca să vadă câte puncte pot realiza și dacă s-ar fi calificat, dacă ar fi avut curajul să vină să se înscrie și să fie la unul dintre cele 7 pupitre. Pentru aceia dintre dumneavoastră care n-ați văzut toată emisiunea, știți ce se întâmplă. Duminica la ora 14 puteți vedea toată emisiunea cap-coadă sau, dacă nu reușiți, www.speranța-tv.ro, vă duceți la arhivă, căutați la litera C, Cerceta Scripturile, și acolo aveți nu numai emisiunea aceasta, ci și multe alte episoade ale acestei emisiuni. Dar pentru că suntem aici, într-un cadru atât de frumos, într-o biserică, aș dori să continuăm concursul nostru, pentru că, până la urmă, dumneavoastră n-aveți nicio vină,
vreți să aflați întrebările și mai mult decât întrebările, vreți să aflați răspunsurile. Pregătiți concurenții? Da. A 21-a întrebare sună așa, citez. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine rostește aceste cuvinte? A. Iov, B. Agur, C. Lemuel. Se pare că a expirat timpul. Nelu, cine crezi că a scris? Agur. Așa? Agur. Dan. Cred că Agur. Estera. Agur. Tot Agur. Lidia, la fel. Denisa, varianta B. Ștefan, varianta B. Și Ioan? B. B. Agur o fi? Da. Da? Da. Eu vă niciun caz. În niciun caz. Dar Lemuel? Lemuel nu se cade să bei și nu... În proverbe? Lemuel e persoana a doua. 31. Ultimul capitol. Unde se face profilul standard al soției ideale. Da, da. Felicitările noastre. Iar ți-a simțit bine, dar din când în când mai aveți derapaje. Unii dintre voi. Frumoase și derapaje. A 22-a întrebare. Unde găsim cuvântul planetă în Biblie? A. În Isaia 40, B. În Iov 19, C. Nu scrie. Nelu, unde? Nu scrie. Nu scrie sau n-ai găsit? În Isaia 40 nu. În Iov 19 e altceva, nu scrie. Nu scrie. Dane, scrie? Nu scrie. Estera? Nu. Nu. Lidia? Am ales C. Ai ales C. Dar nu ești prea sigură, că se vede pe fața ta... Nu. Nu este Isaia 40 și de altceva. Denisa? N-am găsit. N-ai găsit? Nu. Dar scrie și n-ai găsit tu? Probabil. Nu știu. Ștefane, nici tu? Nu, de planetă. Nici Ioan? Rotocol. Cuvântul planetă nu scrie. Rotocol. Nu scrie cuvântul planetă. Isaia vorbește de rotocolul pământului, dar nu de planetă. Rotocolul pământ vorbește eu. Eu vorbește. Sunteți așa hotărâți? Isaia descrie constelația. Cum se le cunoște? Orionul și legăturile găinușii, nu? Nu. Asta scrie eu. Asta scrie eu. Așa să fie, cum spuneți voi, varianta ce este corectă, nu scrie cuvântul planetă în Sfânta nu Scriptură. Este, nu este. A 23-a întrebare. La slujba de sfințire a lui Aron și a fiilor săi, Levitic 8:26, alături de jertfirea de animale, a fost și un coș cu azimi pus înaintea Domnului. În coș, printre alte turte, se afla și A. Plăcintă, B. Se aflau prăjiturele, C. Se aflau cozonaci. Nelu, ce se mai afla în coșul plăcintă? Plăcintă. Dane. Plăcinte. Estera. Plăcintă. Nu este pomenit cuvântul în Biblie de cozonac. Nu e cozonac? Dar merișor turcești este? Da. Da, merișor turcești, da. Dar cozonac nu este pomenit. Da, ori fi fost cu turci atunci când a scris Biblia? Lidia. Isaia vorbește de da, plăcinte. Plăcintă. La plăcinte... Înainte. Înainte. Denisa. Plăcintă. Ștefan. Plăcintă. Și Ioan. Plăcintă. Sigur? Nu prăjiturele? Nu. Nu. Prea desmerdate. Îi felicitați, nu?
Merită? Merită, bravo! A 24-a întrebare, conform cu Marcu, capitolul 6, versetele 8 și 9, când Domnul îi trimite pe cei 12, le dă și niște indicații în ceea ce privește hrana și îmbrăcămintea. Cu ce le-a spus să se încalțe? A. Să umble desculți. B. Cu sandale. C. Nu a făcut nicio referire la încălțăminte. Nelu, cu ce să se încalțe? Nu le-a spus cu ce să se încalțe. Nu le-a spus cu ce să se încalțe. Dane? Nu le-a spus. Nu le-a spus. Estera? Nu le-a spus. Nu le-a spus. Lidia? Am greșit foaia, dar e ce-o? Nu, eu iau ce scrii. Da, da. Așa cum ai, ce ai scris, ai scris. E sora cu Pilat. Da. Da. Denisa? Da, mă gândesc la ce mai le-a spus. Nu le-a spus cu ce să se încalțe. Ștefane? Ioane? Nu le-a spus. Lidia, iarăși arbitru, 3 la stânga, 3 la dreapta. Adică Nelu, Dan, Estera, Denisa, Ștefan și Ioan au răspuns? Corect. Greșit! Felicitările noastre, Lidia. Mulțumesc, dar greșeam. Lidia, Lidia. M-am gândit. Cu sandale! Cu sandale! Marcu 6 cu 8 și 9. Cu sandale. Da, de acord, Ștefane? Mă bucur, mă bucur că în sfârșit ești de acord cu noi. Felicitările noastre. Dar nu vă îmbuluciți să o felicitați. Doar tu ai zis. La inimă bună, uite-te la ceilalți. La urmă. Nu știu dacă mai e timp. A 25-a întrebare. E cu A și B. Întâlnim cuvântul vot în Sfânta Scriptură? A. Nu. B. Da. Nelu, întâlnim cuvântul vot? Nu. 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 Da, nu. Nu? Nu. Dane, tu l-ai găsit? Eu am zis că da. Da. Estera? Nu. Nu. Era trecerea la sorți, nu era vot. Sigur că da. Lidia? Nu mi-amintesc. Nu. Denisa? Nu. Ștefan? Da? Și Ioan? Acum, cei care nu l-au întâlnit... Nu l-au întâlnit, dar cei care, adică Dan, Ștefan și Ioan, care l-au întâlnit, să ne spună și unde. Asta e. Biblie. Da, unde? Cred că am confundat cu tragerea la sorți. De ce ai greșit? Era tragerea la sorți, nu era moto. Așa mă gândesc. Maxim. Cum? A, deci întâlnim cuvântul vot în Sfânta Scriptură? Da, ne te-ai înroșit, dar ai răspuns corect. Sau, și Ștefan, sau, și Ioan. Sau ușa de vot. Din greșeală. Nu, eu am zis că ai pus anume, toată lumea spune da, nu și să spun da. Din greșeală în greșeală la calificarea finală. Da. Deci puteți să-i felicitați liberi pe Dan, Ștefan și Ioan. Când era acolo, îmi dădeam și eu votul. Da, sigur. Pavel spune. Păi, deci se vota și atunci, nu numai în curând, nu? Da. Da. Da, Pavel își dădea votul. Ce întrebări ușoare. Adică votul cu vot, să aibă și dăm și dreptate. Da, Pavel își dădea votul. 5 întrebări simple de la telespectatori și am încheiat concursul și supliciul la care sunteți supuși. Dar vă că zâmbiți. Și când pierd. Frumos în poză. Da, să dați bine la televizor. Bine. A 26-a întrebare vine din Gherla, județul Cluj. Ștefan Horvat. După nașterea lui Samuel, Ana a mai avut copii? A. Da. B. Nu.
ce nu scrie, dacă a mai avut sau nu. Nelu, a mai avut copii, da. Mama lui Samuel? Încă 5. Și o fată. Încă 5 și o fată, nu? 5 băieți și o fată. Mai bine puneam întrebarea asta, Estera, că o strâmbai. Dan? A mai avut. Estera, a mai avut? Da. Da, sigur. Să văd hârtia. Dovada. Așa. Lidia? Da. Da. Denisa? Da. Ștefan? Da. Ioan? Da. Sigur. 3 băieți și 2 fete. Aha. Așa, da. Vecina Lidia zice că n-a avut doar o fată. Două fete și 3 băieți. Și băieți. Foarte corect. Dar bine că n-am pus întrebarea asta, că era nenorocire. O puneți mâine. Total 6. Felicitările noastre, toți ați răspuns corect. A 27-a întrebare vine de la Marinela Cojan. E o fostă concurentă de anul trecut, din Covăsânț, județul Arad. Care din următoarele cântări cuprinde aceste cuvinte. Citez. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. A. Cântarea Mariei. B. Cântarea Anei. C. Cântarea Deborei. Nelu, a cui cântare cuprinde? Cântarea Anei după nașterea lui Samuel. Cântarea Anei. M-am gândit la Ana, dar am notat cu A. Păi ia de la Ana, ține hârtia sus ca să vadă și cei din păi bănci. Păi să vadă. Și... Dane, a Mariei, nu? Ia Anei. Estera crede că tot cu Maria, Lidia votează tot cu Maria și Denisa cu Maria. Ștefan votează cu Ana. Ana. Și Ioan? Cu Ana. Cu Ana. Păi m-am gândit la Ana, dar am notat cu A. Nu, dar nu ascultă mâna. Vă da, spun eu că au mai pățit-o și alții. Deci mintea zice una și mâna scrie ce vrea ea. De aici pornește. Păi de acolo, comandă. Da. De acolo, dar până ajunge la... E drum lung. E drum. Sigur. Da. Nelu, Ștefan și Ioan au răspuns corect. Este cântarea Anei, Estera. Da, Anei. Da. Da, știi cum e la tine? Cum se vor trezi cei nemântuiți că ar fi putut și ei să fie mântuiți? Da. Cam așa e asta. Puteam să fiu și eu. Puteam să scriu și eu B, nu? B. B. Dacă puteai, scrieai. Da. A 28-a întrebare vine de la o concurentă care totdeauna când vine în platoul de filmare la Speranța TV produce foarte multă emoție, pentru că ea a fost un copil abandonat, orfan, a crescut la casa de copii, Ionela Cristea din Tătărăi, județul Prahova. Vreau să vă spun că ultima dată când a venit cu... Știu că a venit odată cu ciorapi croșetați de ea și data următoare cu mănuși croșetate de ea pentru majoritatea membrilor echipei de la Cerceta Scripturile. S-a uitat așa cam cât aș purta eu la pantof, la picior și mi-a adus ciorapi. Și am zis, draga mea, dar nu se poate să... Nu! I-am adus. Ionela, te-am dat de gol. Și după aceea ne-a adus și mănuși. O felicit. Să vedem dacă după întrebare o fă mai felicitați. Ionela Cristea din Tătărei, județul Prahova, câți ani a trăit Iosif? A. 110, B. 120, C. 130. A trăit 110 ani. Felicitările noastre. Mi se pare o vârstă bună? Pentru timpul nostru, da. Dar pentru vremea aceea, da? Nu. Nu prea. Dar de ce credeți că o fi trăit puțin așa? Stresul acumulat în tinerețe. Stresul, nu? Acumulat în tinerețe. O fi și alimentația prea. O
și alimentația. Mânca prea bine? Nu. Nu știm. Poate nu știm. Și intensimea, lumânarea care arde la ambele capete. Restul de întâlnire. Da? Lumânarea care arde la ambele capete. Se termină mai repede. Oamenii înțelepți. Sau fi fost stresul că a fost vândut, cine știe, nu? Da. A mai stat și prin pușcărie? S-au ocupat la toate. A mai dus-o și bine? Da. Da, totuși în pozițiile cheie e multă uzură, că acolo mai sus bate vântul mai tare. De aceea eolienele se pun sus. Sus, să-i furtună. Sus. Da, sus. Ar putea să le pună în beci. În bătaia curentului. Adică să nu se învârtă deloc. Aici. A 29-a întrebare, stimațele spectatori, dragi concurenți și... Nu? Prietenii noștri din bănci. Viorica Andreescu din Ineu, județul Arad. David este trimis de tatăl său la oștire cu merinde. Câți frați ai lui se aflau pe câmpul de bătălie? A. 3. B. 5. C. 7 frați. Nelu, câți erau? 3 sunt amintiți, care îi rețin. Da? Dane, câți erau? Eu am zis 5. 5, că avea băieți 1 și 1 Ișai, nu? Ișai o fi fost tatăl lor? Da. Da? Da, sau Kiș? Nu, Ișai. Ișai, da? Estera, nu modifică. Nu modific nimica. Nu, dar arată-ne ce ai scris. Păi ai și s-a arătat să greșe, că m-am gândit la frații lui Iosif, nu la frații lui. Da, 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 Estera. Deci ai dat că ar fi 7. Da, și am zis că noi... Da, acolo e foarte bine. Deci avem A, B, C până acum. Țineți câtile sus, că noi uităm repede. Nu, nu. Lidia crede că 3. Și Denisa 3. Și Ștefan tot 3. Și Ioan tot 3 frați. Deci, Estera, ai răspuns greșit? Da. Ești hotărâtă? Sigur? Sigur. Sigur, Da. Păi aveai 6-7 băieți? Câți avea toți? 7 fii avea. 7 fii avea? Da. Păi și David? David era acasă. A, trebuie, era și el. Dar trei păi erau... Păi câți avea? 7 sau 8? 7 avea și... Toți? David păștea oile și 3 erau pe front. Nu, nu, dar când s-a dus Samuel să ungă pe David, câți au trecut prin fața lui Samuel în casa lui Ișai? 6. Ce bine că n-am pus întrebarea asta. 7. 8 fii avea. 8 fii avea. Samuel, dar Cromi spune de 7. 7 a trecut prin fața lui Samuel. Dane, deci tu zici că 5. Estera recunoaște că a greșit și o iertăm că suntem în biserică. Da. Da? Dar am notat cu ce. Da, e bine, pune hârtia jos, că acum nu mai contează. Că nu-i bună. Dane. Cred că 3. Deci vecinul a răspuns de bine? De data asta a ghicit-o. Nu, a știut, n-a ghicit. A știut. Cred că a ghicit-o. Se uită îngăduitor la tine, că ești prietenul lui, dar asta cu ghicitul nu prea ține. Nelu, Lidia, Denisa, Ștefan și Ioan au răspuns corect. Cum se numeau cei 3 frați? Dacă spune și asta... Eliab. Eliab și mei și... Cum? Eliab. Aminadab. Eliab. Aminadab. Așa. Aminadab. Și mei. Și Shama. 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 Și mei e... Altul. Altă poveste. Da. Suntem aproape de... Vă dați seama că e a 30-a întrebare? E a 30-a întrebare. Asta știți cum făceau romanii pe timpuri. Când se băteau în arenă. Făceau așa, conducătorul sau făceau așa. Mai fac și unii lideri de grup prin Parlament. Stau în față și fac așa, adică să voteze da sau. E, acum, a 30-a întrebare pentru unii e așa și pentru alții e așa. Depinde cum răspundeți la ea. Toader Ivașcu din Borșa, Maramureș, vă oferă această întrebare. Conform cu relatare din Psalmi 106, cu versetul 17, privitoare la revolta lui Core, Datan și Abiram. După ce pământul s-a deschis și a înghițit, scrie acolo că s-a închis la loc? A. Da. B. Nu. A rămas deschis spre mărturie. C.
Nu scrie dacă s-a închis sau s-a deschis. Nu scrie acolo în psalm de treaba asta. Nelu, scrie că s-a închis pământul? Da, și s-a închis pământul. Și tu, Dane, crezi la fel? Așa cred. Estera? A, ești consecventă, pe varianta aceea. Nu scrie că s-a închis sau s-a deschis. Lidia, s-a închis pământul, scrie în psalm? Așa, parcă mi-am amintesc, toate n-am citit. Renița? Și Ștefan și amintește la fel. S-a închis pământul, dar nu știu dacă scrie în psalm. Țineți hârtiile sus, vă rog, frumos. Și Ioan spune că nu scrie treaba asta. Știți care ar fi culmea? Să fie varianta B. Trebuia să fie. E frumos să fie și tot. Din moment ce i-a înghițit. Deci este fenomenul acesta de... De înghițire și de dezghițire. Păi, nu. Așa parcă mi-am... Da? Nu mi-am amintesc. Cum o fi răspuns Nelu, Dan, Lidia, Denisa și Ștefan? Bine? Sau Estera și Ioana au răspuns bine? Dumneavoastră ce ziceți? Cum au răspuns? A e varianta corectă? Și vecinul ce a răspuns? A. Este varianta corectă, respectiv ceea ce a răspuns Nelu, Dan, Lidia, Denisa și Ștefan. E, acum urmează partea cea mai dureroasă. Pentru unii, bucuroasă pentru alții, să auzim ce e în tolbă. Nelu are 25 de puncte. Dan are 24 de puncte. Estera are 22 de puncte. Lidia are 23 de puncte. Denisa are 24 de puncte. Ștefan are 26 de puncte. Ioan are 23 de puncte. Wow! Acum felicitări. Prima dată. Vai de mine! Și eu care eram pregătit cu întrebări suplimentare pentru prietenii voștri pe care i-ați fi numit și chemat lângă voi aici să vă ajute. Era greu pentru ei. Estera... Glonțul așa, ciun, pe la ureche. Minima. Ce să spun, stimați telespectatori, o surpriză plăcută. Ne mai deplasăm în teritoriu pentru că văd că randamentul este mult mai bun decât în platou. Nu știu, acolo probabil că venind în sediul televiziunii sunt emoționați, oamenii sunt stresați cu atâtea lumini pe sus, cu atâtea cabluri, cu oboseala de pe tren, spune Ștefan. Vin unii săraci de la Sighetul Marmației. Vin noaptea pe tren, participă și pleacă înapoi. Și dacă mai știu și Biblie, asta înseamnă că multe etape tot vin și se întorc. Și vin și se întorc. Spuneam că aș fi dorit să știu ce ați răspuns dumneavoastră. Dar pentru seara aceasta, nici nu știu la cine să mă duc. Nu știu la cine să mă duc, Am văzut la dumneavoastră aici că aveați o notiță. O notiță. Câte puncte ați făcut? 20. 20? Foarte bine! Dumneavoastră ați notat? Da. Câte ați făcut? Ca niciodată 27. N-am trecut de 23 niciodată. 27? Mai mult decât tine, Ștefane? Asta pe scaun. Asta pe scaun, nu? V-au suflat... Data viitoare să înscrie aici. Dumneavoastră cât ați făcut? Le facem. Cineva întrebă și trebuia să răspund eu. Și mă bucur că a reușit ca să... Dumneavoastră cât ați făcut? 25. 25. Tu cât ai făcut, scumpete? 21. E foarte bine pentru tine. E foarte bine. Ține, îți mai dădeam 3 puncte din oficiu pentru că ești... Sigur. Hei, stimați telespectatori, cam aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cerceta Scripturile. Din partea unui autor de 94 de ani, este pastorul Vasile Coja, am o carte cu adevărat foarte bună.
adventiștii de ziua șaptea în ilegalitate. 42-44 ani. 1942-44 și apoi în legalitate. Această carte o ofer din partea pastorului Vasile Coja tuturor celor șapte concurenți care, iată, astăzi s-au calificat. Din partea ADRA România avem șapte CD-uri cu muzică. CD-ul este intitulat Cântec pentru zâmbetul mamei. Ce să spun? Editura Viață și Sănătate ne oferă cărți, nu de data aceasta, dar de obicei, și pune la bătaie multe premii, printre care și trei exemplare de Biblie. Despre premii nu v-am mai întrebat, dar vă întreb data viitoare, pentru că dacă tot v-ați calificat, ne mai întâlnim. Așa că, dragă Ioan, felicitări! Mulțumesc. Mergi mai departe! Ai un debut fulminant! Foarte bun! Foarte bun! Ștefane, în nota obișnuită ai obținut cel mai mare punctaj astăzi dintre concurenți. Se pare că unii prin bănci au obținut mai mult, dar mai sunt suflări. Îi felicităm. Denisa, ne bucurăm pentru tine. Este o surpriză plăcută în concursul Cercetat Scripturile. Lidia, emoționată ca întotdeauna, dar hotărâtă. Ne bucurăm pentru tine. Avem și o concurentă care a pornit vitejește cu 10 puncte din 10 și după aceea a început să gâfâie. Estera, ai ținut prima plutonul, după care a ieșit ultima. Dar știți că în Împărăția Cerurilor nu trebuie să intri primul sau ultimul, trebuie să fii întâi. Trebuie să fii și ultimul. Da? Da. Bine, Estera, să nu spui că ai făcut un adins, că nu te cred. Eu, dar îmi place că atunci când te emoționezi, ți se înroșești și urechile. Nelo, ne bucurăm, te-ai așezat în locul verdeață, e bine. Felicitările noastre. Aici lângă prietenul tău de o viață, iată, mergeți în tandem. Mulțumim. Cât vă țin neuronii, că după aceea, nu? Mulțumim. Amintirile și cititul Sfintelor Scripturii. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru că ne trimiteți întrebări, vă mulțumim pentru că vă înscrieți la concurs, vă mulțumim pentru că citiți Sfânta Scriptură, pentru că nu cititul este important. Și răspunsul la întrebări. Memorarea. Și ce descoperim în Sfânta Scriptură? Cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele, spune Mântuitorul, mărturisesc despre mine. Îl găsim pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne oferă bucuriile acestei vieți și bucuria vieții veșnice. Vă aștept pe toți, dacă Domnul ne va mântui, ne întâlnim în viața veșnică, o veșnicie întreagă să povestim despre bucuria mântuirii. Sunt Liviu Dumitrașcu și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!